Cel mai așteptat show aviatic, Drobeta Fly In, a avut loc în acest weekend pe aerodromul din Balota. Spre încântarea publicului, piloții au performat în înaltul cerului, oferind un spectacol de excepție. Ca de fiecare dată la eveniment, au fost prezente autoritățile locale, cât și cele județene. Aerodromul de la Drobeta, timp de aproximativ 3 ore la show aviatic dedicat celor care iubesc aviația. Unul dintre air show-urile de tradiție din România este Drobeta Fly In, eveniment ce a trecut de la nivelul unei întâlniri a pasionaților la un meeting în toată regula. Anul acesta, pe aerodromul din Balota, s-a desfășurat cea de-a 16-a ediție a evenimentului Drobeta Fly In, spectacol organizat de Andra Molnar, Aeroclub România, cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți și al primăriei Drobeta Turnu Severin. O veste foarte bună pentru cei care vor să se bucure de acest spectacol este faptul că drumul județean de acces 606A, care conduce către aerodromul din Balota, este acum asfaltat și asta facilitează deplasarea grupurilor de spectatori. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără implicarea activă a președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, care, de-a lungul timpului, a adus un aport foarte mare în ceea ce privește infrastructura rutieră a județului nostru. Show adevărat dedicat, repet, celor din zonă pe care familia Molnar, cum spuneam, o face în fiecare an. O veste bună este că în curând vom avea drum de acces asfaltat, cred că ați văzut asta astăzi, deci este un efort făcut la nivel județean și local pe care trebuie să-l apreciem. Așa că veniți să zburați cu noi! Spectacolul aeronautic a fost deopotrivă pentru cei mari și pentru cei mici. Toți spectatorii au urmărit cu emoție spectacolul de acrobații, din ce în ce mai interesant cu fiecare ediție desfășurată. Lansări cu parașuta, motoparapantă, acrobații în înaltul cerului, toate efectuate de piloți experimentați ai Aeroclubului România, piloți care și-au ridicat pasiunea pentru zbor la rang de performanță și au venit din toată țara să încânte publicul din Mehedinți. Un număr de aproximativ 100 de piloți pe aerodromul Drobeta, pe o vreme superbă. Evoluăm, după cum vedeți, cu steagul și aș vrea să luați imagini cu un steag foarte frumos al României și avem foarte mulți parașutiști, multe avioane, avioane de acrobație de la Aeroclub României, avioane private de acrobație de la Cluj, de la Tuzla, avem girocoptere, vom avea avion militar. Mulțumesc Consiliului Județean Mehedinți, bineînțeles, în fruntea căruia este domnul Aladin Georgescu. Le mulțumesc mult pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă și mulțumesc de asemenea că s-au implicat în amenajarea drumului județean 606A, care a început deja să fie asfaltat. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a fost prezent la acest spectacol inedit, unde s-a bucurat de spectacolul aviatic, care a devenit deja o tradiție în județul nostru. Acesta speră ca pe viitor, în colaborare cu organizatorul Drobeta Fly In, să atragă fonduri europene pentru a construi o pistă betonată. Un eveniment de excepție pe care trebuie să dezvoltăm de la an la an și trebuie în toate felurile să ne aducem contribuția. Consiliul Județean Mehedinți a început să-și aducă contribuția realizând această mare investiție, care ați văzut și dumneavoastră că se derulează acum pe drumul județean. Mi-aș fi dorit ca la acest moment să avem deja un strat de asfalt, dar condițiile meteo din această primăvară n-au permis desfășurarea lucrărilor în ritmul dorit de noi. Una peste alta, observați și dumneavoastră că sunt foarte mulți oameni și sunt convins că numărul lor va crește. E o bucurie pentru toți, nu numai pentru cei din Severin, pentru mulți din comunele limitrofe acestui aerodrom. Sperăm să obținem la un moment dat, într-un parteneriat cu Andy Molnar, fonduri europene să facem o pistă betonată. Felicitări organizatorului Andy Molnar și să țină tot așa că noi ne mântuim cu ceea ce facem județul Mehedinți. În premieră la această ediție, cei prezenți au fost salutați de un avion de transport militar C-27J Spartan din dotarea bazei 90 Transport Aerian Otopeni, comandor aviator Gheorghe Bănciulescu a Forțelor Aeriene Române. Aeronava a survolat minute bune spațiul aerian și a fost printre atracțiile principale ale evenimentului.